Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere
Și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut,
să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc.
Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut, să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înaltă a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc.